Scariu a vorbit cu reporterii Observator pentru prima dată după ce a fost pus sub acuzare într-un nou dosar cu cutezătorii. A făcut mărturisiri chiar din interiorul bazei sportive de lux, pentru care acum trebuie să dea explicații în fața procurorilor. A recunoscut că în complexul sportiv și-au dat întâlniri oameni care conduc România. A vorbit despre fostul prim adjunct SRI Florian Coldea, de partidele de tenis cu Victor Ponta sau despre întâlnirile cu fostul președinte al României, Traian Băsescu. Pescariu este cercetat sub control judiciar pentru instigare la abuz în serviciu. Nu s-a ferit să facă dezvăluiri despre denunțurile sale sau despre vizitele din biroul Laurei Codruța Kövesi. Cu Laura Codruța Kövesi v-ați întâlnit vreodată? Da. Când? Unde? M-am întâlnit. La dânsa în birou, de pildă. V-au cerut cei de la DNA să faceți denunțuri? Da. Vă deranjează că vi se spune dumneavoastră denunțătorul din dosarul Microsoft? Vă deranjează fiindcă acum sunt inculpatul din dosarul Microsoft.